veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Binecuvântat să fie numele Domnului! Iubiți frați și surori, cu voia Domnului, o să privim în Scriptură, în mod deosebit în Noul Testament, să vedem câteva din bisericile despre care avem date în Cartea Faptele Apostolilor și apoi în Epistole. Introductiv asupra Bisericii lui Dumnezeu, într-un fel vom privi teoretic, așa cum trebuie să fie, urmând ca în săptămânile viitoare să luăm pe rând cât e o biserică și să ne oprim să vedem lucrurile așa cum au stat acolo, și cele bune și cele rele, așa cum Scriptura ni le prezintă. Vreau să privim în mod deosebit la aceste lucruri cu un gând aplicativ. Vedeți, acum în vremea noastră, în mod deosebit bisericile mai mari au fiecare specificul lor, amănuntele lor, și există diferențe între ele. Biserica în imaginea lui Dumnezeu reprezintă același lucru, un lucru comun. Însă oamenii din biserică, cei care conduc și chiar membrii bisericii, uneori se încadrează într-o măsură mai mică sau mai mare în voia Domnului. Unii întâmpină anumit fel de ispite și de probleme și alții se confruntă cu altele. Vreau, pe măsură ce vom privi fie la o prezentare introductivă a Bisericii lui Dumnezeu, așa cum este văzută ea în Biblie, fie pe parcursul studiilor următoare, uitându-ne la diferite biserici, tot ceea ce este bun la ele să luăm, iar atunci când vom sesiza aspecte negative, dacă ele sunt și la noi, să fie îndepărtate, iar dacă nu sunt, să luptăm pentru prevenirea lor, în așa fel încât biserica în final să arate cum vrea Domnul și cum scrie în Efeseni 5, fără pată, fără zbârcitură, sau altceva de felul acesta, și sfântă și fără prihană. Amin. Biserica este, într-o formă spus, biblic vorbind, casa lui Dumnezeu. În epistola lui Pavel către Efeseni, găsim scris în capitolul 2, cu 18 și până la 20, căci prin El, prin Domnul Iisus, unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Casa lui Dumnezeu, biserica, este locul unde trăiește familia aceasta a Domnului, despre care Domnul Iisus spunea că cei care îi fac voia sunt mamă, soră și frate. Dar în Biblie, când se vorbește despre casa lui Dumnezeu, în mod deosebit despre David, amintiți-vă din Cartea Psalmelor, el nu dorea să fie o casă pe care să o viziteze din când în când. Și el își dorea din casa lui Dumnezeu să fie locul lui, locul unde să stea, locuința lui. Hai să citim, de exemplu, în Psalmul 27, versetul 4. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului și să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Și același lucru îl reia el și redă și în Psalmul 65 și în Psalmul 84, versetul 4. Și la gândul că vrem să ajungem în ceruri la Dumnezeu, unde nu va fi altceva decât, așa cum spune în Apocalips, cortul lui Dumnezeu sau templul lui Dumnezeu sau casa lui Dumnezeu cu oamenii, este normal să dorim să fim cetățenii ai cerului și până una altă a casei acestei al Dumnezeu, care este biserica sau templul, cum vreți să-l numiți, este și așa definit în Scriptură. În al doilea rând, biserica este trupul Domnului Iisus Hristos. Nu este doar un loc unde ne întâlnim și locuim împreună. Este și un organism viu, că un trup presupune viață. Capul este Domnul și de aici se răsfrâng toate comenzile și se conduce toată activitatea. În 1 Corinteni, capitolul 12, este prezentată biserica precum un organism și noi, mădulare în parte, unii altora, cum scrie de altfel și în Roman, dar noi citim acum din 1 Corinteni 12, aici de la versetul 12 și ne oprim să citim doar versetul 27. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele Lui. Sunt și alte organizări pe pământ, alte organizații sau alte structuri pământești, care sunt altfel concepute, dar biserica cu niciuna dintre acelea nu trebuie să se asemene. Ele au fost concepute de oameni, își au un anumit timp de activitate și în final sfârșesc prin a deveni o epavă și oamenii se restructurează sub alte forme.
de existență și de funcționare. Dar biserica este acel organism viu care a luat naștere prin Domnul Iisus Hristos și va exista fără să o biruiască nimeni pentru toată veșnicia. Acum sub formă de biserică și apoi transformându-ne și făcând parte din împărăția lui Dumnezeu. Evident, sunt mai multe referințe despre biserică ce reprezintă ea. Am luat doar acestea două și încă unul. Acesta, că suntem trupul Domnului, ca să înțelegem că trebuie să fim un organism care lucrează, care este în activitate, care se mișcă, care se dezvoltă. Acesta este biserica. Și cel de-al treilea spune în 1 Timotei, capitolul 3, versetul 15, dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, ceea ce am amintit deja, care este biserica Dumnezeului celui viu, și acum o definește altfel, stâlpul și temelia adevărului. Deci biserica este un loc unde ne întâlnim și viețuim, trăind în părtășie. Biserica este un organism care se dezvoltă, care crește și care lucrează, expansionist, extinzându-se în afară. În același timp, biserica este un stas, un standard al lui Dumnezeu, un model, un stâlp și o temelie, după care Dumnezeu a conceput împărăția care va să vină. Și biserica, în mod deosebit, trebuie să țină cont de menirea ei în lumea aceasta. Ea este fondată pe învățăturile Domnului. Evident, extrase din Vechiul Testament, că Vechiul Testament al lui Dumnezeu îi aparține, numai ele au fost spiritualizate și puse într-un mod mult mai adânc. De fapt, este și scris că legea a venit în Vechiul Testament, dar adevărul a venit și harul prin Domnul Iisus Hristos. Vreau să citim din Efeseni, capitolul 1, versetul 13, unde scrie: și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și a fost pecetluit cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Deci, biserica este fondată, este axată pe acest cuvânt al Evangheliei în lucrarea efectuată de Duhul lui Dumnezeu. Aceasta este axa Scripturii care trebuie să rămână neschimbată pentru biserică. Vreau acum să aruncăm o scurtă privire asupra formării bisericii, asupra felului în care ea s-a format la începuturile ei în Scripturi. Și mai întâi să privim puțin în Vechiul Testament. Este scris că biserica era o taină atunci, dar Dumnezeu, prin proroci, amintiți-vă ce spune în Petru, 1 Petru, 1 de la 10 la 12, Duhul lui Hristos care era în ei, ori Domnul Hristos știa că avea să devină capul bisericii, viza prin ei anumite lucruri care aveau să se întâmple și să se deruleze cu noi, începând cu apostolii și continuând cu noi ceilalți. Amintiți-vă, până la instaurarea cortului întâlnirii, locul în care oamenii puteau să apropie Dumnezeu, să se manifeste religios, sau mai exact spus spiritual, erau acele altare. La altare, oamenii aduceau jertfe și se rugau lui Dumnezeu. De la Eden, amintiți-vă de Abel, apoi de patriarhi, Avram, cum a ridicat un altar în numele Domnului, în acele momente și în acele locuri, ei jertfeau diferite animale și se închinau lui Dumnezeu și aveau harul uneori să fie prezent Domnul și să le vorbească. A fost o anticipare a ceea ce vrea să fie biserica. Domnul Hristos a spus, reluând un verset din Vechiul Testament, din Isaia 56, casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Oamenii au avut nevoie de așa ceva și Dumnezeu a intenționat. Și a fost o formă primară de biserică în aer liber, ceea ce aveau sfinții în Vechiul Testament. În Noul Testament, la fel, ne prezentăm la rugăciune, în primul rând. Jertfa, evident, a fost jertfa Domnului și mă aducem, după Roman 12, jertfa noastră, o jertfă vie. După ce a fost instalat cortul și ulterior a fost construit templu, erau tot o prefigurare a ceea ce avea să fie biserica. Și chiar când templul a fost distrus, evrei în robie, și-au construit diferite locașuri unde să se adune și să învețe, acele sinagogi. Și activitatea din biserică chiar are o legătură foarte pronunțată cu ceea ce se derula în acele sinagogi. Dar vreau să vă gândiți mai întâi la acele obiecte care erau în cort și respectiv în templu. În curtea cortului și a templului era acel lighean pentru spălarea preoților. Și mai târziu, când a fost făcut templul acea mare de aramă și cu acele lighiene. Iar în Noul Testament
E vorba de acea intrare care o avem în biserică prin botez și chiar mai mult prin stropirea sângelui Domnului Iisus Hristos, așa cum este scris în Cartea Evreilor, capitolul 9, versetul 22. După ce preoții, cei care intrau, trecând de prima perdea, era acel loc care ocupa două treimi din cort și respectiv din templu, numit Sfânta, și acolo erau trei obiecte principale. Era altarul tămâierii, care de fapt ce reprezintă pentru noi? Rugăciunea. Era masa pentru punerea pâinilor înaintea Domnului și acesta de fapt era un simbol clar asupra cuvântului. Și în partea de miază zi era sfernicul, care este o reprezentare clară a Duhului Dumnezeu. Avem chiar explicația aceasta în Zaharia capitolul 4. Iar trecând dincolo, în locul preasfânt, unde numai marele preot putea să intre o dată pe an în ziua ispășirii, marele nostru preot nu este altul decât Domnul Iisus Hristos. Și spune Biblia, citim aceasta în Evrei, capitolul 10, de la versetul 19, astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, deci nu mai este nevoie să fim ținuți doar în locul sfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său. Și fiindcă avem un mare preot peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată și cu credința de plină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat de o apă curată. Iată ceea ce ei au avut în chip simbolic. Noi avem în mod real, în biserică. Adevăratul templu al Dumnezeu n-a fost acel poleit cu aur. Adevăratul templu al Dumnezeu suntem noi, spune Apostolul Pavel 1 Corinteni 3:16, și dea Domnul să fim și să rămânem în templu. Și în templul acesta și apoi să ajungem sus la Dumnezeu, unde nu mai e nevoie de templu, că va fi templul spiritual al sfinților lui Dumnezeu. În Noul Testament, biserica sau acel cuvânt grecesc eclesia, care înseamnă pentru noi adunarea convocată la întâlnirea cu Dumnezeu, așa pe scurt. Oamenii care au fost convocați sau chemați din lumea aceasta să se întâlnească cu Dumnezeu și să locuiască cu El împreună. Domnul Iisus spunea în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 23, drept răspuns Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Locul în care Dumnezeu locuiește cu noi este în mod spiritual biserica și noi suntem parte, chiar dacă ne deplasăm uneori, suntem acasă. Existența noastră spirituală se desfășoară în comuniunea aceasta a bisericii împreună cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt, care să fie și să rămână cu noi în veci. De aia sunt și acele saluturi, dragostea lui Dumnezeu, părtășia Duhului Sfânt și harul Domnului Iisus să fie prezente în biserică. Cineva spunea și este o realitate pentru vremea noastră, unii se axează foarte tare pe Tatăl și chiar fac caz extrem de numele Lui. De fapt, de unul din numele Lui, că El are mai multe în Biblie. Alții vehiculează foarte mult ideea Domnului Iisus, harul Domnului. Iar alții fac un exces de zel în privința Sfântului Duh. Și spunea un frate că a fost invitat la o biserică anglicană și după ce a predicat, preotul de acolo le-a spus celor din sală, cine vrea să primească pe Domnul Iisus se duce în colțul acesta cu fratele X, cine vrea să primească Duhul Sfânt vine în colțul acesta și mă deplasez eu. Și s-au dus unul într-o parte, alții într-alta, și la gata l-a întrebat pe musafir, îți place în biserica noastră? Și ceva nu înțeleg și ceva nu-mi place. Și nu cred că Domnul Iisus lucrează într-un colț și Duhul Sfânt în alt colț. Aceștia trei sunt una. Și întreba, da, până acum cine a lucrat până a ne duce noi la colțuri? Toți trei sunt prezenți în biserică și doresc să își facă lucrarea în biserică. Așa cum spune 1 Corinteni 12, unul este cu lucrările, unul cu slujbele, unul cu darurile și toți lucrează împreună și noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Se pare că prima dată unde apare terminologia aceasta în Noul Testament, Matei 16, când vorbea despre biserică și chiar despre înființarea ei, despre ceea ce vorbim noi acum, 16:18, și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Domnul a deschis lucrarea pentru o biserică care va fi biruitoare. Și în Apocalipsa, la fiecare biserică, știți, spune celor ce vor birui. Biserica oricum este destinată biruinței, prin Domnul Iisus, care a spus, îndrăzniți, eu am biruit. Problema se pune dacă eu și dumneitale rămân în biserică alături de Domnul, să fiu și eu biruitor.
Și Domnul când a privit la aspectul acesta de biserică, s-a gândit în mod sigur la toți credincioșii din toate locurile și din toate timpurile. 1 Corinteni, capitolul 1, unde Pavel scrie ceva referitor la credincioșii împrăștiați peste tot. De altfel și Petru spune, și Iacov, către semințiile împrăștiate sau către cei care trăiesc ca străini în diferite provincii romane, cum era atunci. Dar noi citim 1 Corinteni 1 cu 2. Către biserica lui Dumnezeu, care este în Corint, către cei care au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți, și către toți cei ce cheamă în vreun loc numele lui Iisus Hristos, Domnul lor și al nostru. Deci biserica din Arad și alții care cheamă în vreun loc numele Domnului. Fie evrei, Efeseni 3, fie neamuri. Din orice națiune, așa cum sunt văzuți în viziunea finală din cartea Apocalipsei. Evreii și ei s-au împăcat greu cu ideea că și neamurile trebuie să aibă parte de același har dumnezeiesc. Efeseni 3 cu 6, că adică neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și iau parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Iisus prin Evanghelia aceea. Și de la versetul 10, pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești, vizează asta într-un sens larg și pe îngerii buni și pe cei răi, să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus Domnul nostru. În el avem prin credința în el slobozenia și apropierea de Dumnezeu cu încredere. Dar dacă pe de o parte prin biserică se înțeleg toți credincioșii, din toate vremurile și din toate locurile unde sunt repartizați potrivit cu porunca inițială, umpleți pământul, la fel, prin biserică se înțelege acea biserică locală. Și întâlnim mai multe asemenea situații în Noul Testament. Biserica din Ierusalim s-a adunat mai întâi la templu. Apoi mergea Pavel în misiune, se adunau în sinagogi. Dar după aceea s-au adunat în diferite localuri, sau tot în Noul Testament este scris, s-au adunat în case. Unde au putut primele localuri de ceea ce noi numim uneori biserică, pereții aceștia? Și cineva spunea că uneori clădirea e biserica și alteori biserica e clădirea. Au apărut doar după anul 170, aproximativ. Dar până atunci, oamenii n-au ținut cont. S-au mutat din templu acela special, într-un oricare loc, fără să fie influențați ei de problema aceasta. De altfel și când erau la templu, nu țineau să intre neapărat într-un loc anume. Știți? Stăteau în pridvorul lui Solomon. Sau în oricare altă anexă a casei Domnului. Nu aceasta era important pentru ei. Să citim totuși în privința asta, Romani 16, spune aici, de la versetul 3, spune sălătate Priscile și lui Acuila, tovarășii mei de lucru în Hristos Iisus, care și-au pus capul în joc ca să-mi scape viața. Le mulțumesc nu numai eu, dar și toate bisericile ieșite dintre neamuri. Spune sănătate și bisericii care se adună în casa lor. Acești doi oameni, soț și soție, s-au dăruit lucrării Domnului și la ei acasă era o biserică. Amintiți-vă, l-au luat în Faptele Apostolilor pe Apollo, l-au dus acasă la ei și l-au inițiat mai cu deamănuntul și îndeaproape în calea Domnului. Apoi în 1 Tesaloniceni, 1 cu 1 mai adăugăm, Pavel, Silvan și Timotei, către biserica tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl, și în Domnul Iisus Hristos, har și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul Iisus Hristos. Pentru locul unde se adunau tesalonicenii. Aici nu este prins Duhul Sfânt, dar în mod sigur, era și Duhul Sfânt acolo. Ori este amintit unul, ori doi, ori trei. Ei toți sunt prezenți pentru că, așa cum am spus, sunt una în lucrarea lor. Acum ceva trebuie menționat aici. Sunt biserici locale și biserica în același timp este toată a Domnului. Cum să ne raportăm în vremea noastră când se manifestă un spirit ecumenic? Ne axăm doar pe biserica locală și ne rupem de ceilalți? Sau ne dăm cu toți? Ambele atitudini sunt greșite. Și să te dai cu toți și să rămânem numai noi de noi. Nu ne putem da cu toți că pe pământ nu-i numai biserica Domnului. Este și Babilonul care e tot biserică. Dar nu putem rămâne nici numai noi de noi, căci Hristos nu numai pentru noi a murit. Și alții sunt ai Domnului. Și unii se vor muta de aici, teritorial, și se vor duce în altă biserică. Și dacă noi am crescut cu ideea că numai la noi este adevărul,
Ce se va întâmpla cu ei când se vor duce acolo, se vor muta în altă parte? De altfel, Domnul spunea că dacă cineva spune că Hristosul nu mai aici sau numai acolo, păi să nu-i credeți. Deci trebuie să existe o legătură între biserici. Și legătura aceasta o vedem chiar în Cartea Faptele Apostolilor. În capitolul 16, vedem aici organizare regională, dar în același timp și globală. Versul 6. Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei. Cum? Nu era cuvântul și pentru cei din Asia? Versetul 9. Noaptea Pavel a avut o vedenie, un om din Macedonia a stat în picioare și a făcut următoarea rugăciune. Treci în Macedonia și ajută-ne! Deci anumite teritorii fuseseră date lui Pavel, măcar că era apostolul neamurilor, altele fuseseră la alții date. Și el spune în Romani lucrul acesta mai expre, în 15:20, vorbind despre el și ceilalți apostoli, ca unii care au pus bazele și temeliile bisericilor, am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit, ca să nu zidesc pe temelia pusă de altul. După cum este scris, aceia cărora nu li se provăduise despre el, îl vor vedea și cei ce n-au zis de el, îl vor cunoaște. Deci Pavel a înțeles că există o responsabilitate locală sau regională, dacă vrei. Și a spus, astea sunt bisericile care Domnul mie mi-a dat să le fondez și altele le-a dat la altul. Să zicem, biserica asta ne este dată unora sau nouă responsabilitate, altă biserică este dată altuia. Dar totuși, găsim scris în Cartea Faptele Apostolilor, acolo în capitolul 15, că apăruseră unele diferențe și unele probleme de învățătură. Unii veneau să învețe, trebuie să vă tăiați împrejur. Și de bună seamă, unii au trecut mai mulți de partea lor și se întâmplă altfel și fel de dezbinări. Și atunci, apostolii n-au fost de părere fiecare biserică să aibă ideea ei. Și spune în 15:2, Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri deosebite și frații au hotărât ca Pavel și Barnaba și câțiva dintre ei să se suie la Ierusalim, la apostoli și prezbiteri și să-i întrebe asupra acestei neînțelegeri. Versetul 4. Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți de biserică, de apostoli și de prezbiteri și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. S-au înțeles împreună și spune de la versetul 28, căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Și apare acea hotărâre care este dată, dacă întoarcem pagina, să fie dusă prin biserici. Deci a existat o legătură între diferitele zone, între bisericile locale și centru, am spune noi. Acum s-ar naște altă întrebare, dar unde e centru? Că iară ajungem la povestea samaritencii. Ai noștri spun că la Constantinopol, alții spun că la Vatican. Acolo e centru unde e Duhul Sfânt. Pentru că El este dat împreună cu biserica să lucreze și să slujească. Acolo e biserica unde e stâlpul. Unde e stâlpul și temelia adevărului, acolo e centru. Spune Pavel, nu pot să pun altă temelie, ea e Hristos. Deci acolo e centru, acolo e sediu. Numai că după cum s-a mutat biserica fizic din templu și nu se mai adunau acolo, să știți că și centru s-a mutat și au rămas cei de la centru. Și centrul s-a mutat acolo unde este Domnul. De aceea, cine pretinde astăzi ascultare din partea bisericilor locale, ea trebuie să fie dată și trebuie să existe o legătură între biserici. Dar legătură cu centru. Biserica e trupul și centru e capul. Unde e Hristos, trebuie să fie legătură cu capul și între mâini, între mădulare. Dar nu între cei care se pretind a fi cap și nu trăiesc, adică nu sunt ceea ce ar trebui să fie. Domnul să ne ajute pe plan local să facem voia Domnului și să avem legătură cu capul care este Hristos și cu cei care sunt sănătoși și putem împreună să fim zidiți. Amin. Vreau să privim acum la activitatea bisericii. Ce a preconizat Domnul să se deruleze în biserică? Ce trebuie să conțină o activitate sau mai degrabă o slujbă? Pentru că în 2 Corinteni 3, așa este numită, 2 Corinteni 3 cu 5 și 6 și apoi 8, nu că noi prin noi înșine suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Deci activitatea în biserică nu trebuie să fie una concepută de noi, că și Moise spunea în Vechiul Testament, vei ști că ce fac, nu fac din capul meu, măcar că avea cap. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu.
care ne-a făcut în stare să fim slujitori unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului, că slova omoară, dar Duhul dă viață. Și versetul 8, cum n-ar fi, face el o legătură cu Vechiul Testament, cum n-ar fi mai cu slavă, mai degrabă slujba Duhului? Deci, activitatea în biserică se mai poate numi slujba lucrătorilor prin Duhul. Dacă ținem cont și de realitatea descrisă în Noul Testament și de ceea ce spune în Efeseni 4:11, că el a dat pe unii apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători, înțelegem că sunt unii lucrători, cum le spunem noi acum, ordinați. Deci sunt lucrători în biserică și alții care, am zice noi până un alt, au doar anumite daruri, tot după cum scrie aici de la versetul 8. La 11, unul înțelepciune, altul cunoștință, credință, minuni și așa mai departe. Dar asta nu-i face să se împartă în ceea ce a ajuns împărțită biserica, în cler, deci slujitorii bisericii, și ceilalți enoriași, laici. Asta nu este după Biblie. E adevărat că până una altă sunt prezbiteri și diaconi. Și eu cred că e o reprezentare a stărilor din Vechiul Testament și apoi facem legătura. Era marele preot, care acum e Iisus, erau preoții, care acum sunt prezbiterii, și diaconii, care erau leviții atunci. Dar din Israel, Domnul n-a intenționat numai seminția lui Aaron să fie preoți. Și Domnul nu a preconizat ca numai o seminție a lui Levi să slujească în mod special la templu. Aia era să fie într-o primă fază, dar Domnul a vrut ca tot poporul să ajungă slujitori. Citim în Exod, capitolul 19, versetul 5 și 6. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Deci Domnul a vrut, de fapt, din tot Israelul să facă ceva slujitor pe toate neamurile. Și confirm versetul următor 6. Îmi veți fi o împărăție de preoți. Nu numai o familie de preoți ce a realizat Israel. Domnul a avut o împărăție de preoți. Dar Noul Testament, care e voia Domnului? Să facă doar dintr-unii un fel de pop și ceilalți să rămână doar așa enoriași? Nu! Spune în Apocalip și spune în 2 Petru, îmi veți fi o preoție împărătească, un neap sfânt. Apocalip 5:10, ai făcut din ei preoți împărați pentru Dumnezeu. Deci pe măsură ce creștem spiritual, Domnul vrea pe toți să-i ridice la stadiul de lucrători. Unii sunt ordinați că, să zicem, sunt poate mai vechi sau știu eu, sau Domnul a găsit cuvinte să fie o anumită ordine. Dar Domnul vrea ca toți să crească. Păi simplu, dovedim altfel. În Efeseni 4 spune că toți trebuie să ajungă la statura plinătății lui Hristos. Atunci care de el ajunge la statura plinătății lui Hristos n-ar fi bun să fie ordinat? Sau să fie lucrător? Deci Domnul ar vrea ca toți să devină lucrători. Tot să tindă spre stadiul acesta, pentru că în împărăție, când vom fi, doar nu o să fie și acolo, unii fac treabă și ceilalți ascultă slujba numai. Fiecare va avea o funcțiune, o slujire înaintea lui Dumnezeu pe care o va face în veșnicie. Sunt diferite trepte și diferite lucrări, vor fi și în cer. Dar Domnul vrea toată biserica să fie o biserică sfântă, o biserică de lucrători și o biserică de slujitori, și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Cum să se desfășoare slujba în biserică? Felul în care se desfășoară slujbele în diferite biserici nu-l vor regăsi în Noul Testament. Liturghiile au apărut pe parcurs. În Noul Testament întâlnim, spus așa în esență pe scurt, o funcționare asemănătoare cu a sinagogii, în care se citea legea și oamenii veneau să se închine, dar mai mult decât o funcționare a sinagogii. Funcționarea sinagogii a fost ridicată prin prezența Duhului Sfânt la un nivel de funcționare asemănător cu a sinagogii, dar sub călăuzirea Duhului Dumnezeu. Citim despre lucrurile acestea în 1 Corinteni 12, acolo unde se naște întrebarea cum să se desfășoare slujba, pe care să zic că o conduc și o susțin într-o măsură mai mare cei care sunt lucrători mai vechi, dar fiecare trebuie să fie prins în a deveni un lucrător împreună cu Domnul. 1 Corinteni 14, cu versetul 26. Ce este de făcut atunci, fraților, când vă adunați la oaltă? Dacă unul din voi are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tâlmăcire, toate să se facă spre zidire sufletească. Și lângă asta, fapte 2:42. Ce făcea biserica din Ierusalim la întâlniri? Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească,
în frângerea pâinii și în rugăciuni. Așa doar ne putem imagina că a vrut Domnul să fie biserică, să se adune, să se roage toți împreună, să fie și mijlociri a unora pentru alții, cei care sunt chemați apostoli atunci și învățători și ceilalți să predice cuvântul sub călăuzirea și ungerea lui Dumnezeu, să intervine Dumnezeu cu descoperirile care trebuie să fie la momentul oportun, să fie lăudat numele Domnului prin cântări și apoi să nu fim ca niște oameni care fiecare merge să cuplează la butonul lui. De asemenea să vedem celelalte nevoi și stări sufletești prin care trecem unii și alții. Și vom vedea lucrul acesta. Deci dacă în plan organizatoric spiritual așa se desfășura slujba, am amintit aici despre legătura frățească. Și este scris pe larg că în plan administrativ gospodăresc, biserica de asemenea viza lucrul acesta la întâlnirile ei și în activitatea ei. Hai să citim tot de aici din Faptele Apostolilor, de la capitolul 4, versul 32. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile sunt ale lui, ci aveau toate de opște. Versul 34. Căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă. Toți cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, duceau prețul lucrurilor vândute și le puneau la picioarele apostolilor, apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. Lucrul acesta n-a fost specific doar bisericii din Ierusalim. Nu mă refer să le adune să fie toate în comun, ci să îngrijească de nevoile unul altuia. Amintiți-vă, mai târziu apostolul Pavel și scrie pe larg lucrurile acelea în 2 Corinteni, cum a adunat ajutoare și le-a trimis la sfinții din Ierusalim. Vom vedea noi când ajungem la biserica din Antiohia cum au adunat daruri și le-au trimis și ei pentru săracii de dincolo. Mai întâi, când a fost numai o biserică, s-au ocupat de problemele de sărăcie și nevoile dintre ei. Dar așa cum spuneam că biserici trebuie să fie în legătură, când au fost mai multe biserici, s-au interesat și de sărăcia celor din altă biserică. Pentru că deodată suntem în trup și o mânca noi cărticicile, ca și Ieremia și Ioan, dar până una altă avem nevoie să mâncăm și altceva și nevoie să frângem pâinea. Și vorba lui Iacob din epistolă, dacă îl binecuvânt la gata când pleacă de adunare, dar frate, du-te, încălzește-te și mănâncă. Dar el știe că vine iarna și nu poate să facă față acestor nevoi, o să spună că n-a fost așa frumos la adunare în ziua respectivă. Apoi, încă un aspect care vreau să-l precizăm. În ce măsură problemele sociale și politice din afara bisericii au implicat lucrătorii și oamenii din biserică? Spunea Domnul Iisus în Ioan 18, cu versetul 36. Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă ar fi fost de aici, slujitorii mei s-ar comporta într-un fel, dar pentru că nu-i de aici, slujitorii mei se comportă altfel. Și când slujitorii anumitor biserici se comportă aici, ca și cum împărăția lor e de aici, să știți că împărăția lor e de aici. Când biserica s-a implicat în problemele statului și n-a rămas separată de stat, acei slujitori, aici le este împărăția. Domnul a vrut să fie un sistem distinct cel al bisericii de cel al rânduirii sociale, politice. Evident că vor intra în anumite interferențe. Domnul spune prin Pavel în Roman 13, fiecare rânduire vine de la Domnul. Domnul a rânduit în biserică un anumit sistem de organizare și de conducere și de funcționare și în lume este altul. Și ele trebuie să trăiască diferit. Nu scrie în Romani acolo, Domnul a rânduit să fie la cârma popoarelor câte unul din biserică. Nu. Și fie când oamenii s-au prea unit biserica cu statul, s-a întâmplat lucruri rele și de asemenea și când statul n-a vrut să lase biserica lângă el, s-au întâmplat acele prigoane. Și Domnul i-a avertizat și le-a spus, vă vor prigoni? Poate într-o cetate, atunci să fugiți în alta. Sau spune Apostolul Petru, 1 Petru 4 cu 19, dacă cineva suferă, să se încredințeze viața credinciosului Dumnezeu și să sufere, căci lucrul acesta place Domnului. Misiunea noastră este o misiune spirituală. Organizarea noastră, slujba, trebuie să fie una spirituală. A spus Domnul, voi sunteți lumina lumii, voi sunteți sarea pământului. O cetate așezată pe un vârf de munte care nu poate să rămână ascuns. Voi veți primi o putere și veți fi martori. Asta e misiunea noastră. Și citim un verset din Fapte 16, unde scrie, bisericile se întăreau în credință și sporeau la număr din zi în zi. Avem aici
ceva ce-i de dorit, o creștere intensivă în maturitatea fiecăruia, o dezvoltare și o creștere extensivă, o creștere în număr. Și câtă vreme biserica rămâne biserică, și sunt acele slogane din vremea noastră, bine intenționate, rostite de unii, lăsați biserica să fie biserică. Doamne, ajută-ne și la noi să fie o biserică. Pentru că, frați și surori, de-a lungul istoriei s-au înregistrat atâtea tendințe negative, am notat doar câteva. Treptat, biserica a slăbit. Și a slăbit prin prezența în rândurile ei, a ceea ce spunea Pavel, lucruptitori, care vin și distrug capacitatea și chiar numărul bisericii, a slăbit prin scăderea spiritualității. Și s-a mutat ceea ce spuneam noi cu centru, s-a mutat centru spre lumea aceasta. Și în general unui centru de greutate, acolo trag cei mai mulți. S-a format clerul, acei oameni care au trăit pe fundal religios, a intrat tradiția care a afectat foarte mult biserica, îndepărtând-o de Scriptură, apoi amestecul cu lumea de care am vorbit și ceea ce a denigrat chiar numele Domnului și a făcut confuzie în toate lucrurile acestea. Și în final, cea mai mare înșelăciune va fi pătrunderea diavolului în biserică. Va intra în templul lui Dumnezeu, se va da drept Dumnezeu. Tot ce a făcut până aici, diavolul a încercat să terfelească biserica, să o încline încoace, încolo, să denatureze lucrarea. Pentru că în final să se poată instala el în biserică. Satan este foarte religios. Satan nu e ateu. De altfel nici comuniștii nu-l recunoșteau, nici pe Dumnezeu, nici pe el. Satan este religios. Și asta va fi cea mai mare decădere a bisericii, culmea apostaziei. Însă, așa cum am spus, din ceea ce Domnul afirma în Matei 16, nici porții locuinței morților nu vor birui biserica. Și în biserică s-au ridicat mereu și mereu mișcări de reformă, care au păstrat adevărul curat. Cât ar fi fost de subțire adevărul, Dumnezeu l-a păstrat. Și cât a avut de puțin Dumnezeu, niciodată nu s-a lăsat fără slujitori. Niciodată. Se închide o biserică, se deschide alta. Se închide o biserică și local mare. Se păstrează chivotul undeva într-o casă, ca în casa lui Eleazar, acolo, pe deal, cum spune 1 Samuel, capitolul 7. Biserica este casa lui Dumnezeu, locul familiei Tatălui Ceresc. Așa trebuie să ne simțim aici. Biserica apoi este trupul Domnului, organism care crește, care funcționează și acționează. Și în al treilea rând, biserica este un stâlp sau o stâncă pusă de Domnul, ca model, ca standard pentru împărăția care va să vină. Biserica e ceva ce Dumnezeu a preconizat din Vechiul Testament, prin acele întâlniri de la altare, prin corci, prin templu, prin lucrurile care erau înăuntru lor și prin activitățile care desfășurau acolo, și a fost puse bazele prin învățătura Domnului și pecetluirea Sfântului Duh. Domnul a lăsat în biserică, așa cum am amintit, lucrători, dar a dat daruri la toți și vrea într-un fel să-i crească pe toți și să-i avanseze pe toți, pentru ca să fie bun slujitor, să primească unul cârmuirea 10 tăți, altul a 5, sau după cum ne va împărți Domnul în consiliile cerești pe care le are în vedere pentru noi. Ceea ce se întâmplă în biserică trebuie să fie o slujbă spirituală, nu vreun program cu altă natură, slujbă spirituală. Activități, învățătură, rugăciune, legătură frățească, frângerea pâinii, activități pe modelul sinagogii, dar sub prezența Duhului Dumnezeu care dirigează lucrurile în biserică. În primul rând ne ocupăm de spirit, că spiritul rămâne, în același timp Domnul are în vedere și problemele pământești și nevoile noastre. Așa a fost biserica la început și așa i-au spus apostolii, l-au reavizat pe Pavel, care deja avea ideea aceasta, să aibă grijă și de săraci pe unde merge în lucrarea din biserică, de aia și lucrătorii, prezbiterii, în mod special vizau partea spirituală, diaconii și administrativă, măcar că nu era interzisă nici una, nici alta pentru cealaltă categorie. Să rămânem așadar în planul nostru spiritual de biserică, neconfundându-ne cu lumea, nici cu sistemul acesta care este vremelnic, și să păzească Domnul biserica locală de evoluțiile și tendințele negative care s-au înregistrat în istorie sau chiar în istoria biblică relatată în Noul Testament, și să își păstreze adevărul curat aici și peste toți cei care cheamă numele Domnului în vreun loc. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.